Bună ziua, dragi copii! Sunt Mariana Gnatiuc și vă invit astăzi la o nouă lecție de limba și literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale pentru clasa a 6-a. Sunt bucuroasă să vă revăd și să vă propun astăzi un nou subiect. E vorba despre filmele cu desene animate. Ce veți realiza astăzi? Veți defini niște noțiuni, veți răspunde la întrebări, veți aduce argumente la acele răspunse, veți descrie niște locuri de distracții, veți explora și tema în profunzime, veți redacta un dialog cu personajele îndrăgite, veți relata despre preferințele dumneavoastră, veți alege personajul să-l descrieți, veți redacta textul unei felicitări conform reperilor pe care vi le-am propus și nu în ultimul rând, veți descoperi informații interesante. Sper să vă placă. Deci, să procedem la drum. Pentru început, vi se propun niște imagini. Priviți imaginile, vă rog, și răspundeți la următoarele întrebări. La ce privesc oamenii și chiar câinii din aceste imagini? Ce privește mama și copiii? Cum privesc toți aceste imagini? Credeți că ați dat niște răspunsuri adecvate? Într-adevăr, toți privesc la televizor niște filme cu desene animate și sunt captivați de aceste imagini. În continuare, vă propun să-mi spuneți, dar ce sunt desenele animate? Păi este un ajutor și expresia o imagine în mișcare. Filmul cu desene animate este nu în ultimul rând o prezentare a figurilor din lut, plastelină sau din alte materiale. Haideți acum să vedem ce ne spun specialiștii în acest domeniu. Filmul de animație este de fapt un proces foarte greu, prin care se produce efectul de mișcare. Imaginea una după alta prezintă un fel de descompunere a mișcării și se realizează în atâtea faze câte e necesar, câte sunt necesare ca după filmare să poată reda o anumită mișcare, mișcarea pe care și-o dorește regizorul. Filmul de animație este un gen de film realizat prin animarea persoanelor, personajelor sau obiectelor din natură. În cele ce urmează, mi se propun niște filme cu desene animate, imaginile lor, sper să le recunoașteți. Le-ați recunoscut? Sunteți bravo! Într-adevăr, este vorba despre filmul cu desene animate Albă ca zăpadă și cei 7 pitici, Epoca de gheață, și Regele Leu. Spuneți-mi, vă rog, la ce vârstă ați vizionat toate aceste filme? Dacă în continuare priviți aceste filme cu desene animate, înseamnă că le-ați îndrăgit cu adevărat. Acum aș dori să vă imaginați că sunteți la Disneyland, într-o lume a copiilor unde se distrează, în orașul acestor copii. Descrieți, vă rog, în 5 propoziții, cum este el, acest orășel, văzut de voi. Puteți începe astfel. Mă aflu în orașul minunilor, unde se împlinesc toate visele. În speranța că v-ați întâlnit acolo cu personajele îndrăgite, este următorul nostru exercițiu. Numiți, vă rog, filmele cu desene animate în care întâlnim aceste personaje. Ca să povestiți despre unul dintre filmele propuse, vi se acordă și niște repere. Îmi place să vizionez, doresc să văd, sunt curios sau curioasă să aflu, prefer să mă uit,
pot să privesc de mai multe ori, în speranța că vom afla lucruri interesante din cele povestite. Să întrecim acest exercițiu cu niște personaje binecunoscute de voi. Este vorba despre Chip și Dale, niște prieteni adevărați, și iepurașul Bugs Bunny. Modelul pe care vi-l propun foarte frumos va dezvolta o istorie despre aceste personaje. În modelul propus este prea bine cunoscut de voi păcală din snoavele românești, păcală care se pornește, păcală care se pornește la piață, păcală se pornește la piață după lapte. Păcală se pornește la piață după lapte acru, păcală se pornește la piață după lapte acru și smântână. Păcală se pornește la piață după lapte acru și smântână, dar ulcior nu-și ia. Sunt sigură că ați recunoscut snoava. Nici smântână, nici lapte acru ați făcut cu ea cunoștință în clasa a 5-a. Acum, în baza acestui model, scrieți și voi o istorie, ori despre Chip și Dale, ori despre Bugs Bunny. În cele ce urmează, priviți, vă rog, la imaginea care reprezintă filmul cu desene animate Tom și Jerry. Aș vrea să răspundeți argumentat la întrebările pe care vi le propun mai jos. Care, în opinia dumneavoastră, este cel mai simpatic personaj? De ce credeți așa? Ce ați învățat de la aceste personaje? Sunt sigură că veți da niște răspunsuri frumoase și argumentate. Continuăm? Descrieți, vă rog, personajul vostru preferat. Sunt sigură că-l aveți. Desenele animate propuse în imagini vă vor fi de mare ajutor. Iar și mai mare ajutor este modelul propus. Da, el este un copil mic, care într-o seară de vară a intrat fără teamă în vizuina lupilor. Tată lup și mama lupoaică l-au îndrăgit și l-au crescut, l-au primit în familia lor cu mare drag. El creștea împreună cu puii de lup, pe care îi considera drept frații săi. Sper că colegii dumneavoastră și voi ați recunoscut personajul. E Maugli. Acum încercați să realizați o astfel de ghicitoare pentru colegii dumneavoastră. Sper că vor reuși să ghicească personajul pe care l-ați mascat. În continuare, alte personaje îndrăgite din filmele cu desene animate. E vorba despre tatăl Liu și fiul său neascultător, care au un dialog foarte interesant. Vei crește mare, fiul meu, zice tatăl, și vei deveni regele animalelor. Voi fi la fel de viteaz ca tine. Cât ești încă mic, trebuie să asculți de cei mai mici. Îți promit că, și aici, dragii mei, continuați acest dialog cu 5 replici ale voastre. Mult succes! Imaginați-vă acum că sunteți invitați la o zi de naștere. Iată și personajele. Redactați textul unei felicitări pentru unul din personajele propuse. Drept suport este și schema propusă. Ea vă va ajuta să faceți mai puține greșeli atunci când redactați textul acestei felicitări. Și acum, sper să vă placă și următorul exercițiu. Deja ați devenit experți în acest domeniu al filmului de animație și veți fi gata să alegeți cele mai frumoase, cele mai îndrăgite filme care ar ocupa primele locuri în top.
redactați acest top. Să vedem care sunt filmele cele mai îndrăgite. Și acum încercăm să ne ducem într-un platou de filmare, să intrăm în pielea unui regizor și să vedem ce am putea propune noi astăzi elevilor, copiilor, celor pasionați de filmul cu desene animate. Aș dori să scrieți acum un text în 6 propoziții în care sigur aveți ce spune. E vorba despre un film pe care l-ați creat dumneavoastră, un film cu desene animate și care neapărat în care veți scrie cum se va numi el, despre ce va fi acest film, veți numi personajele acestui film, cu ce studio vei colabora sau veți lucra. Unul din aceste studiouri este propus ca model Anima Film. Pentru ce categorie de vârstă ați dori să creați acest filmuleț al dumneavoastră? La final de lecție, vă propun să meditați și să răspundeți argumentat la următoarea întrebare. Cum ajută desenele animate copiilor care le privesc? Mă bucur nespus de mult că ați realizat foarte multe la această lecție și ca un bonus vă propun la rubrica Informează-te un text care sper să vă impresioneze. E vorba despre Ziua Internațională a Animației. Citind acest text, aș dori cea mai importantă sau cea mai îndrăgită informație pe care ați reținut-o să o transmiteți și colegilor dumneavoastră. Filmul cu desene animate care a fascinat și continuă să fascineze universul copilăriei are o istorie mai lungă decât filmul cu imagini reale din mediul înconjurător cu oameni sau animale. Ziua Internațională a Animației se sărbătorește an de an pe data de 28 octombrie, din inițiativa Asociației Internaționale de Film Animat. Această zi a fost marcată în premieră în anul 2002 și este sărbătorită în peste 50 de țări în toată lumea. În funcție de dorința realizatorului, ca tip de animație pot servi imagini, desene, cartoane decupate, păpuși, ecranul cu ace chiar, o gravură, o pictură, plastilina care vă place mult, niște marionete sau figuri de lut din hârtie. La 28 octombrie 1892, la Muzeul Grevin din Paris, a fost proiectat primul film animat în istorie. Pelicula lui Charles-Émile Renault s-a numit Bietul Pierrot, a cuprins 500 de imagini desenate și a rulat timp de 15 minute. Și în istoria filmului românesc a existat un interes deosebit față de animație. Primul film românesc de animație este considerat Păcală în lună de Aurel Petrescu. În presa vremii, pelicula a fost numită o comedie cu desene animate. A avut succes. Premieră la 4 aprilie 1920. La cinematograful Cercul Militar. Din păcate, filmul s-a pierdut. Cel mai vechi film românesc de animație care a ajuns până în zilele noastre este cel creat în 1927 de către Marin Iorda și se numește Haplea. În speranță că ați reținut multe lucruri interesante de la lecția noastră de astăzi, vă doresc succes în continuare și vă mulțumesc pentru atenția acordată lecției.